state în războaiele duse împotriva otomanilor și a așezat fruntarile în 1792 pe Nistru. Și într-adevăr, dorințele de expansiune ale cabinetului de la Sankt Petersburg n-au întârziat mult timp să se late așteptate. Prilejul a constituit, în cadrul agravării crizei orientale, declanșarea unui nou război ruso-turc în 1806, în condițiile atât de complicate existente în Europa, perioadei napoleoniene, pe plan politic, militar și diplomatic. Trupele țariste au ocupat principatele Moldova și Țara Românească, fără a întâmpina vreo rezistență serioasă din partea porții, până la sfârșitul lunii decembrie 1806. Deși aliată concomitent cu Marea Britanie împotriva Franței, totuși, datorită victoriilor Napoleon obținute pe continent, Rusia a fost silită să încheie pace cu Navalnicul Corsican, producându-se astfel o completă răsturnare a situației. În urma întrevederii împăratului Franței cu țarul Alexandru la Tilsit în iulie 1807, Rusia a aderat la blocada continentală și a rupt relațiile cu Anglia. Totodată, prin intervenția Franței, Imperiul Otoman a încheiat armistițiu temporar cu Rusia de la Slobozia în august 1807, prin care această din urmă putere, favorizată de Napoleon, menținea în continuare sub ocupație militară principatele dunărene, în scopul foarte clar mărturisit de a le anexa. Pe țarul Alexandru I, condițiile armistițiului de la Slobozia nu l-au satisfăcut, deoarece Imperiul Otoman nu se arăta dispus să-i cedeze principatele și să accepte drept graniță Dunărea. De aceea, în septembrie 1807, el dădea instrucțiuni ambasadorului său la Paris, contele Tolstoi, spre a interveni pe lângă Napoleon, citez, ca eu, adică țarul, să obțin posesiunea țării românești și a Moldovii, cu un cuvânt, limitele imperiului meu să fie împinsă în această parte până la Dunăre. Încheie citatul. O dorință împinsă la exces, care nu avea nicio urmă de justificare etnică sau istorică, ci dezvăluia odată mai mult caracterul pur anexionist al politicii de cuceriri duse de Imperiul Țarist, doritor să se extindă spre Constantinopol și strâmtori. Asemenea, pretenții ireale au fost susținute cu înverșunare de către diplomații țariști în cursul complicatelor și sinuaselor tratative purtate cu emisarii francezi, care nu s-au arătat însă prea entuziaști să le susțină cererile și să-i oblige pe otoman la cesiuni teritoriale atât de exagerate. Totuși, amăgindu-se în iluzii de șarte, reprezentantul Alexandru I a cerut Parisului în ianuarie 1808 nici mai mult, nici mai puțin decât încheierea unei convenții bilaterale franco-ruse prin care Imperiul Țarist să-i se asigure, citez, cedarea în perpetuitate a Moldovii și a țării românești cu Basarabia, adică regiunea Bugeacului, și gurile Dunării. Încheie citatul. După ce respectivul ambasador Tolstoi primise instrucții cu câteva zile mai înainte de la Petersburg dacă ar putea chiar lărgi aria pretenților, incluzând din teritoriile ce ar urma să fie anexate și nordul Dobrogii până în regiunea Babadag și Razel. Este inutil a mai preciza că negocierile ruso-franceze pe această temă au eșuat și chiar în cuprinsul tratatului de alianță de la Erfurt în septembrie 1808, după o nouă întâlnire între Napoleon și Alexandru I, cel din tâi a ținut să specifice că țara sa nu se va opune, în loc de a recunoaște cum dorea țarul, la reuniunea celor două provincii, Țara Românească și Moldova, cu Imperiul Rus. Încheie citatul. Este evident că poarta otomană a privit negocierile ruso-franceze și tratatul de la Erfurt cu multă iritare și suspiciune. Toate demersurile întreprinse de ambasadorul Franței la Istanbul spre a convinge pe turci să cedeze Rusii principatele dunărene au fost respinse cu indignare, iar Congresul de Pace Ruso-Turc convocat la Iași spre a reglementa această chestiune s-a încheiat prin un eșec complet. Situația evită a ușurat însă poziția diplomației engleze ostilă Franței. După încheierea păcii între Turcia și Marea Britanie de la Dardanele, noul ambasador trimis pe marul Bosforului, Sir Robert Adair, sublinia încă din martie 1809 necesitatea să fie remisă porții o notă conținând, citez, un sfat energic să nu se îngheduie Rusii să se stabilească la Dunăre. Încheie citatul. Căutând chiar o soluție de ordin politic, Adair informa poarta la 23 martie 1810 de intențiile sale de a supune cabinetului britanic o propunere de compromis menită să determine Rusia țaristă să se încheie pace cu otomanii, să obțină totodată ieșirea lui Alexandru în alianța cu Napoleon. Citez. Situația în acest moment este următoarea. Rusia insistă asupra stăpânirii provinciilor dunărene. Turcia refuză categoric să îi le cedeze. Nu există nimic altceva ce ar putea fi acceptat de Rusia în locul lor? Și n-ar putea Anglia să-i găsească un echivalent în alte părți ale lumii? Rusia a privit adesea cu ochi duitor spre Indiile de Vest, adică coloniile britanice din regiunea Caraibelor. Ele, sigur, ar putea fi de cea mai mare importanță pentru Rusia. Independent de valoarea lor intrisecă, Rusia ar putea, prin posedarea acestor colonii,
să-și recupereze propriul comerț, care este acum în întregime mâinile Americii, adică Statelor Unite. Aceasta ar fi de 10 ori mai folositor pentru Rusia decât orice achiziție pe Dunăre, încheie citatul. Dar sugestia ambasadorului britanic a fost net respinsă de cabinetul de la Londra, prea puțin dispus să facă concesii teritoriale pentru salvarea Imperiului Otoman, cu toate că cercurile guvernate de la Sankt Petersburg au fost foarte receptive la asemenea alternativă. De aceea, în martie-aprilie 1811, a început o nouă rundă de negocieri ruso-turce la Rușciuc și București pentru găsirea unor soluții acceptabile convenind ambilor adversari. Atât otomanii cât și țariștii au încercat să-și întărească pozițiile și prin operații militare la Dunărea Jos, dar slăbiciunea evidentă a porții a împiedicat orice ce soluție. Marele vizir Ahmed Pașa a fost chiar nevoit să încheie un nou armistițiu la Giurgiu. În 1811, cabinetul britanic se aducea la cunoștință de câte nou ministru rezident la poartă Stratford Canning, condițiile de pace acceptate de marele vizir, cu toate că adversarii turcilor își schimbaseră oarecum pretențiile. Și anume, cedarea către rusii a părții de răsărita Moldovii până la Siret, cu gurile Dunării și alte teritorii pe litoralul Pontic în Caucaz. Sultanul s-a refuzat să ratifice clauzele armistițiului și în decembrie 1811 poarta a înaintat contrapropuneri, refuzând orice concesii teritoriale la Caucaz, dar consimțind, și asta e pentru prima oară, cu toate că nu avea dreptul și împotriva spiritului capitulațiilor, să consimtă la cedarea Moldovii cel mult până la Prut, dar cu păstrarea fortărețelor Ismail și Chilia și implicit a gurilor Dunării, condiții însă pe care rușii le-au respins cu hotărâre. În primăvara anului 1812, iminenta ruptură între Napoleon și țarul Alexandru a determinat însă pe englezi să intervină insistent pe lângă turci spre a accepta o pace de compromis cu Rusia. Într-adevăr, negocierile de pace de la București băteau pasul pe loc din pricina pozițiilor ireconciliabile ale celor doi adversari. Rușii reclamau, citez, ca râul Siret să fie fără nicio excepție granița în Europa între cele două imperii, iar în Asia, întreaga zonă cuprinsă între fluviile Fazii și Cura din Caucaz, cu reînnoirea tuturor privilegiilor de care s-au bucurat în trecut rușii în Moldova. Iar turcii nu consimțeau decât o cedare a Moldovii, citez, până la Prut, cu excepția unui anumit teritoriu lângă gurile Dunării, dar numai sub condiția ca Rusia să renunțe la orice pretenție în Asia, să nu mai insiste asupra reînnoirii tuturor fostelor sale privilegii. Guvernul britanic a început să manifeste anumite îngrijorare văzând situația atât de complicată ivită în primăvara anului 1812 și atunci a trecut la presiuni fățișe asupra turcilor să ajungă la o înțelegere cu Rusia, având în vedere apropiata expediție a lui Napoleon asupra Imperiului Țarist. De aceea, cabinetul de la Sankt Petersburg, realizând pericolul apropierii campanii napoleoniene și în graba de a-și pregăti frontul de apărare împotriva Franței, a dat ascultare sugestiilor guvernului britanic, moderându-și pretențiile și acceptând până la sfârșit unele propuneri de compromis, adică frontiera la Prut. Deci turcii, aflați în imposibilitate de a mai conduce războiul, cu finanțele sleite, oștirile demoralizate, supuși presiunilor tenace ale guvernului britanic, dornic de a înfrânge cu orice preț pe Napoleon și subordonând totul acestui scop, și temându-se de asemenea de o anumită influență nocivă a austro-francezilor, au fost constrâns să cedeze. Dregătorii porții au semnat tratatul de pace de la București în 16-28 mai 1812, cedând în mod samavolnic și împotriva dreptului ginților Imperiului Țarist, ceea ce nu le-a aparținut niciodată, partea Moldovii cuprinsă între Nistru și Prut, incluzând brațul nordic al Dunării Chilia și acceptând în același timp prevederile Hatișerifului în 1802 cu privire la drepturile de intervenție ale Rusiei în Principate. În schimb, Rusia, în mărinimia țarului, renunța la orice alte anexiuni teritoriale în Asia, precum și la despăgubiri de război. Rusia a reușit așadar în 1812, fără niciun drept istoric și fără nicio umbră de legitimitate, să smulgă jumătate din trupul Moldovii, acapărând, repet, un teritoriu ce nu i-a aparținut niciodată. Procedeul cotropierii a caracterizat de altfel metodele puțin scrupuloase ale diplomației țariste. În urma unui război victorios, s-au purtat cu turcii pentru încheierea păcii negocieri de compensații teritoriale. Demnitarii țarului au pretins la început stăpânirea ambelor principate române, apoi numai a Moldovii, după aceea scăzând în preț doar a teritoriului între Siret și Nistru, pentru ca până la sfârșit, de teama amenințării expediției lui Napoleon, să se mulțumească doar cu fâșia dintre Prut și Nistru. O dovadă mai elocventă a lipsii oricărui temei istoric de acapararea Basarabiei reiese chiar din contextul îndelugatelor negocieri de pace purtate între 1807-1812
numai pentru ca Rusia să obțină un teritoriu, indiferent în ce parte a lumii, fie în emisfera americană, în regiunea Caucazului sau în cea Ponto-Danubiană. Dreptul ginților a fost astfel călcat brutal în picioare, iar protestele localnicilor moldoveni zadarnice, căci ocupanții n-au respectat nici măcar obiceiurile pământului cotropit. Degeaba s-au plâns boierii din Basarabia țarului în 1814, că din cea mai adâncă antichitate citez poporul moldovenesc ca pogorător al vechilor coloniști romani așezați în Dacia, s-a cărmuit de legiuirile sale autonome moștenite de la străbunii săi romani, e citatul, căci autoritățile de la Petersburg au introdus în provincia cutelită propriile lor rânduieli administrative. De asemenea, boierii s-au jeluit zadarnic la 2 octombrie 1812 domnului Scarlat Calimachi, deplângând faptul, citez, că s-au deosebit din trupul Moldovii partea cea mai bună și însuflețirea hranii, poate mai mult decât jumătate de țară, într-un cuvânt, tot câmpul și inima țării. Încheie citatul. De-abia după 106 ani, în 1918, această cruntă nedreptate istorică și-a găsit justa și legitima reparație în reîntregirea Moldovii în fruntarile ei firești pe care le-a cunoscut în vremurile glorioase a lui Ștefan cel Mare. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului profesor Paul Cernovodeanu. Ofer acum cuvântul domnului Dumitru Grama de la Institutul de Filozofie, Sociologie și Drept al Academiei de Științe din Republica Moldova, care va prezenta comunicarea Ocuparea Basarabiei în 1940, consecință a dezmembrării statului Moldova la 1812. Vor urma apoi comunicările doamnei Cornelia Bodea și a domnului Mihai Iacobescu. Domnilor și doamnelor, onorată asistență! Problema pe care o abordăm astăzi prezintă un mare interes și despre faptul acesta vorbește și lucrul că ieri cotidianul Pravda a publicat un amplu articol dedicat conferinței de astăzi și acest material în ziua de astăzi este republicat în ziarele Sovietica Moldova și ziarul Cuvântul. Și se pune, vă să zic, în legătură cu comunicarea mea. Se repetă în acest material faptul că Moldavskaya gosudarstvennost vozniknuva ešche v seredine 14 veka k началу nashego stoletia uspela pogasnut. Dar nu se spune din a cui cauză, cine e vinovatul în această privință. Și alt moment. Se mai spune că Dnestrovsko-Prutskoye Mezhdureche izvestnoye v istorie pod nazvaniem Besarabia еще в 1812 году перешла под юрисдикцию Российской империи, и, конечно же, о сохранении государственности не могло быть и речи. Ведем, ка чест момент, моменту территориал, е вехикулачи нота Луи Молотов, дин 26 июня 1940, кэн се спуне, ка Басарабия и памынт русеск. Дар се ведем, домнилор, дака е памынт русеск Басарабия. Fiindcă știm că până la 1812, Basarabia, adică teritoriul dintre Nistru, Prut, Dunăre și Marea Neagră, a făcut parte timp de mai multe secole din componența statului Moldova și pe acest teritoriu, în trecut, pe parcursul câtorva milenii, s-a format comunitatea istorică poporul român. Și deci, reieșind din principiile general recunoscute în lumea întreagă, acest pământ aparține poporului ce s-a format pe acest teritoriu. Se știe că Moldova, până la 1812, după cum s-a menționat și în comunicările mai multor oratori precedenți, s-a menționat că Moldova n-a fost o provincie a Imperiului Otoman și deci Imperiul Otoman n-a avut drept să o cedeze. Din simplu fapt că Moldova era stat, țara Moldovei, către 1812, reușise să-și păstreze atributele de bază ale suveranității statale, drapelul, stema, instituții naționale de stat, administrative, juridice, fiscale, religioase, de învățământ, culturale și așa mai departe. Organele de stat, juridice, fiscale, religioase, turcești, nu dispuneau de drepturi de a exercita funcțiile pe teritoriul Moldovei. În conformitate cu hatișeriful sultanului Selim al III-lea din 23 septembrie 1802, domnitorii Moldovei și Valahiei aveau dreptul să judece
nu numai conflictele dintre munteni și moldoveni, ci chiar și pe cele ale băștinașilor cu turcii. Documentul în cauză interzicea turcilor să dispună în Moldova de proprietăți, să are și să seamene terenuri agricole, să pască vitele pe teritoriul principatului, se interzicea chiar simpla intrarea turcilor în principatele române. Numai un anumit număr de negustori turci, înzestrați cu firmane ale sultanului și învoiri speciale ale domnitorului Moldovei, dispuneau de dreptul de a pătrunde în mod legitim pe teritoriul principatului. Deci merge vorba nu de o provincie otomană, ci merge vorba de un stat. Și iată, de un stat, populația căruia către anul 1812, pe parcursul câtorva secole, a încercat să se elibereze de sub jugul care apăsa asupra acestui stat și care vroia ca de la rangul juridic de stat tributar față de Imperiul Turc, acest stat vroia să devină stat independent și de aceea căuta anumite alianțe, anumite înțelegeri cu statele vecine mai puternice. Dar nici într-un caz acest stat nu dorea să devină provincie a Imperiului Rus, să vină în supușenia Imperiului Rus. Tendința spre independența statului moldovenesc către anul 1812 era o tendință legitimă, o tendință ce mergea în pas cu legitățile dezvoltării omenirii din acele timpuri. Era, în acea perioadă era perioada de formare a statelor naționale și se începuse perioada de eliberare a fostelor colonii. Știm că devine stat independent Olanda, în secolul XVIII se eliberează Statele Unite ale Americii, mai apoi către 1812 devine independente Ecuadorul, Chile, Columbia, Venezuela, Paraguayul și mai târziu și unele state din Italia și așa mai departe. Și iată, către 1812, în contradicție cu această tendință generală, legitimă a civilizației, Imperiul Rus duce o politică de agresiuni. Știm cu toții că în ultimii 30 de ani ai secolului al XVIII-lea, Imperiul Rus a purtat 7 războaie, iar în perioada din 1805 până 1812 a purtat alte războaie, 8 războaie de cucerire. Chiar și Vladimir Ilici Lenin, caracterizând epoca aceasta, scrie următoarele cuvinte, citez: țarii promovau o politică de anexii, folosind mijloace grosolane, schimbând un popor cu altul, potrivit unor înțelegeri cu alți monarhi, împărțirea Poloniei, tranzacție încheiată cu Napoleon în ceea ce privește Finlanda și altele, așa cum moșierii făceau între ei schimb de țărani șerbi. Am încheiat citatul. Și actul de la 1812 trebuie caracterizat la fel, adică ca o înțelegere nelegitimă între partea otomană și guvernul țarist, ce a dus la dezmembrarea statului moldovenesc și anexarea jumătății de răsărită a acestuia la Imperiul Rus. Dar după cum e știut, la 1812 nici Turcia, nici Rusia n-au binevoit să afle doleanțele populației Moldovei privitor la soarta de mai departe a țării. Nu s-a petrecut niciun fel de plebiscit, dar se știe că în practica internațională așa ceva exista. Franța, la 1791 și la 1792, pentru a alipi Savoia și Avignonul, a petrecut în aceste teritorii plebiscite, în procesul căruia a întrebat populația respectivă dacă binevoiește să alipească la Franța. Mai mult ca atât, n-a fost înconvințat acest act de la 1812 nici de membrii divanului, adică de forul suprem de stat în principat la 1812. Dimpotrivă, documentele mărturisesc că mulți membri ai divanului au condamnat dezmembrarea statului moldovenesc și iată aici s-a vorbit despre anafora din 2 octombrie 1812, semnată de 14 înalți demnitari ai țării Moldovei, în care s-a condamnat ruperea din trupul Moldovei a teritoriului istoric de la răsărit de râul Prut, considerat de moldoveni câmpul și inima țării,
grânarul și imașul principatului. În continuare, aș vrea să mă opresc asupra următorului moment, că ruperea acestui teritoriu din statul moldovenesc a dus la, după cum, iată și se spune în articolul Glazami Nazad, publicat, retipărit astăzi, că a dus la dispariția instituțiilor de stat moldovenești în teritoriul răsărit de Prut, dar anume dezmembrarea statului și moldovenesc și anexarea Moldovei de răsărit, acest factor a dus la dispariția instituțiilor de stat juridice pe teritoriul de răsărit de râul Prut. Și în rezultatul acesta n-a fost posibil, după cum se menționează într-un șir de lucrări, că s-a început un proces progresist de înflorire a culturii și așa mai departe. S-a început un proces de decădere a culturii naționale a moldovenilor din acest teritoriu, fiindcă s-a scos din uz limba, au fost închise școlile naționale, biserica mai târziu i s-a interzis să ducă serviciu divin în limba națională și ca atare se începe nu procesul de constituire a unei noi națiuni, după cum se afirmă lucrările publicate până în prezent la noi, dar se începe procesul de denaționalizare a poporului, a moldovenilor din teritoriu și de rusificare a acestuia. La 1917, vă să zic că de rând cu alte popoare în Basarabia se începe procesul de trezire, vă să zic că de luptă pentru autodeterminarea națională. Acest proces a început mult mai înainte, fiindcă Zamfir Arbery Rally încă în anii 70 a secolului 19-lea punea problema de a descompune, de a distruge Imperiul Rus și ca toate popoarele să aibă dreptul la autodeterminare. Și termin prin aceea că actul de la 1940 a fost această nouă ocupație a Basarabiei s-a bazat pe nelegiuirea de la 1812. Deci o nelegiuire are la bază o altă nelegiuire comisă în trecut. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim domnului Dumitru Grama. Ofer acum cuvântul doamnei Cornelia Bodea, membru corespondent al Academiei Române, care va prezenta comunicarea Basarabia, Bucovina și generația de la 1848. Domnule președinte, onorat auditoriu, oare mai puteți răbda încă câteva minute și pentru această evocare a uneia din cele mai active generații a căror gând și suflet a fost închinat Basarabiei și Bucovinei. În Hronicul Româno-Moldovlahilor, învățatul principe moldovean Dimitrie Cantemir, când a vorbit de teritoriul vechii Dacii ca o singură țară românească, a amintit că aceasta apoi s-a împărțit în Moldova, în Țara Muntenească și în Ardeal. Abia cu mutilarea țării Moldovei, intervenită în 1775-1812, s-a introdus în vocabularul diplomatic, politic și geografic doi termeni noi, Bucovina și Basarabia. Fapt remarcabil însă și consemnat ca atare la vremea ei, și eu ce vă citesc este din 1839 a francezului Félix Colson, care spune că niciodată un român din Basarabia, ca și cel din Austria, adică din Bucovina, nu s-a adresat unuia din Moldovalahia altfel decât numindu-l frate. Sar peste multe pagini ca să nu vă obosesc așteptarea. Remarcăm totuși că este un lucru îndeobște recunoscut astăzi, că la transformarea sentimentului acestuia de apartenență, de neam, de solidaritate națională, în conștiință activă națională,
cu toate consecințele sale sociale și politice, au contribuit deopotrivă impulsul dinamic al modernizării modului învechit de viață feudală, ca și cel al lichidării servituților politice. La români, ca și la celelalte popoare ale Europei, a căror destin istoric s-a desfășurat sub dominații străine și forțați să stea în state și unități independente, aceia care au fost promotorii și deșteptătorii ideii naționale au fost cărturarii, în general, intelectualii. Aceștia au căutat temeiurile ideatice pentru dreptul la o viață socială și politică liberă, departe în trecutul istoric, în originea comună a limbii și a poporului, în tezaurul de fapte glorioase ale strămoșilor, în obiceiurile și tradițiile populare comune. Filologia, deci, folclorul și istoria au devenit mijloace principale de afirmare națională. Literatura, arta, știința și tehnica, servind aspirațiilor societății în drum spre progres și emancipare, au devenit ajutătoare indispensabile în lupta politică și socială. Contactele intelectuale tot mai dese de o latură și alta a Carpaților, de o parte și alta a Milcovului, de pe un mal drept pe cel stâng al Prutului, în ciuda opreliștilor administrative străine, s-au constituit în mijloace și căi de luptă. Fățișe, dar tainice de cele mai multe ori. Trecerea de la idee la faptă s-a făcut simțită pe întreaga arie etnică și cu deosebire pe la mijlocul deceniului 4 a secolului trecut. Anul acela, 1834 din istoria noastră, atât în țara românească, cât și în Moldova, cât și în Transilvania, a însemnat un moment de rezurecție. Sigur, regulamentele organice din amândouă principatele o menționau, ideea de unitate, nevoia de unitate, dar când a plecat ocupația militară rusă, au crezut că vor putea răscumpăra cu bani fie și independența și unitatea acestor principate. În același timp, în Transilvania, această circulație intensificată a ideilor sociale și naționale se reflectă într-un prim proiect de acțiune cu țeluri și ecouri pan-românești, înglobând deopotrivă pe bănățeni, transilvăneni, munteni, bucovineni, moldoveni, basarabeni, pentru constituirea unui stat național unitar, căruia îi spuneau atunci Dacia. Pe orizontul mai larg al schimbului de idei și al legăturilor cu apusul, anii aceștia 34-38 au marcat o primă ieșire a tineretului moldo-multean la studii în afara hotarelor. Cu precădere a fost aleasă Franța. Dar domnitorul Moldovii, Mihai Sturza, când și-a trimis veizadelele la învățătură în apus, a ocolit deliberat Parisul să nu se contamineze de revoluție. Și-a ales un orășel, Lunéville, în nord-estul Franței. Dar nici acolo n-au stat mult, că apoi i-a strămutat la Berlin. Fără să-și dea seama însă că Berlinul și cu Prusia la acel moment ofereau mult mai multe posibilități de a lua de acolo spiritul patriotismului și al ideii naționale. Acolo, în Paris însă, în care străjuia spiritul democratic de după 1830, își găsiseră azil și revoluționarii polonezi al lui Czartoryski. Și acolo s-au legat prietenii trainice și s-au discutat posibilități de colaborare ale românilor și ale polonezilor, având același ideal. În 1837, deci, o inițiativă română și polonă ia ființă la Paris, când acasă, în țară, ea s-a făcut simțită pe toată aria țărilor surori. 3. Prin acțiuni și misiuni secrete, proiectul aspira să realizeze același mare stat unitar de care s-a vorbit cu numele de Dacia, care să cuprindă, și citesc din nou pentru că mereu este amintit așa, Valahia, Moldova, Basarabia, Banatul, Transilvania și Bucovina.
ca mijloc de acțiune s-a preconizat răscoala. Mișcarea însă a fost deconspirată, Câmpineanu a fost arestat și închis, dar steagul a fost preluat de această generație caldă și atot simțitoare a 48-ului. Mitiță Filipescu, Ion Ghica, Nicolae Bălcescu, Boliac, Marin Serghescu, Bănățeanu Iftimie Murgu, moldovenii Negruții, Rola, Vasile Alexandrii, Mihai Cogălnicianu, abia pot cita câțiva din ei, dar să nu uităm pe unul cu un francez cu o inimă de român care s-a numit Jean-Alexandre Vaillant. S-a soldat și această deconspirare cu proces și cu închisoare. La nici un an de la revelatoarea aspirației care se făcuse, un baron maghiar, Veșeleni Micloș, a scris o broșură în care a spus: românii aspiră nu numai la unitatea moldomunteană, ci și la unitatea Basarabiei, pe drept cuvânt, zice el, ca și aceea Bucovinei, dar și mai departe, peste Carpați, acolo unde românii sunt în majoritate, în partea Ungariei și în partea Transilvaniei. Acest sentiment, deci această pulsare de sentiment național, este reflectată din nou în banatul lui Eftimie Murgu. În 1844, veteranul dascăl revoluționar este și el totuși arestat, anchetat și ținut la închisoarea care, de unde va ieși abia în 1848. Între timp are însă interogatorii și investigații. Și în această investigație, în aceste interogatorii care îi se fac lui Eftimie Murgu, se dovedește acest aspect pan-dacic sau pan-românesc pe care îl avea în vedere. În tema aceasta pe care o urmărim noi, pentru reușita revoltei, Murgu contase, și aici citez din acest interogatoriu de la proces, înțelegerea cu Transilvania, cu Bucovina și cu ceilalți. De ce? Pentru că aceasta este o scrisoare care a fost interceptată de poliția habsburgică și în care Murgu îi scria maiorului Mihail Cogălnicianu în Moldova. Și acolo îi spunea: eu pornesc, dar ajutați-mă voi, moldovenii. Ăștia erau ceilalți și cei din țara românească. Poate că știți, sau o spun acum, această scrisoare n-a știut-o nici Mihail Cogălnicianu, pentru că nu i-a parvenit lui, a fost oprită pe drum. Aceasta i-a adus arestarea la mănăstirea Râșca lui Cogălnicianu în 1844, de unde l-a scăpat taică-său cu bani grei, dar cu cariera sfârșiată. Locul ideii de națiune și de unitate națională la ansamblul revendicărilor revoluționarii dinainte de 48 se află cristalizată în două piese programatice. Una fiind cuvântarea din ajunul anului nou 1847 al lui Nicolae Bălcescu și alta însuși programul care a fost înserat de către un alt francez, Ippolit Depré, în Revue de Du Monde, chiar în ianuarie 1848. N-am timp și mă tem să nu mă sune clopoțelul, dar v-aș fi citat și eu două pasaje excepționale și Am preluat legătura, stimați prieteni, în sediul Parlamentului, da, aici își continuă lucrările Conferința Internațională, Pactul Ribbentrop-Molotov. Și trebuie să spunem că acea convingere pe care a exprimat-o domnul Alexandru Moșanu, președintele Parlamentului, doctor în științe, profesor, în amplul său raport privind pactul Ribbentrop-Molotov și consecințele lui pentru Basarabia, acea convingere că această conferință va domina la această conferință forța argumentului și nu argumentul forței, vine să se exprime, să se manifeste prin conținutul și vastul aspect, diversul aspect al comunicărilor, al celor 11 comunicări care au fost prezentate de acum până la această oră în cadrul celor două ședințe de dimineață ale conferinței. Într-adevăr,
ați avut și dumneavoastră ocazie, posibilitate să urmăriți cuvântul de mesajul de salut adresat participanților de domnul președinte Mircea Snegur, raportul prezentat de domnul Alexandru Moșanu, precum și primele două comunicări prezentate în cadrul conferinței de către participanții din Londra, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, de la Universitatea din Kingston, anume Paul Mikeson și Dennis Dedetan din Londra. Noi ne vom referi doar la câteva din celelalte 8 comunicări, pe scurt, doar nominal și principala concluzie care se desprinde din ele. Aș vrea să menționez în primul rând comunicarea științifică a domnului Eugen Holban, fiul acelui Ștefan Holban care a fost în conducerea Sfatului Țării în Basarabia anului 1918, comunicarea privind unele aspecte juridice, politice și morale ale înțelegerii dintre Hitler și Stalin referitoare la anexarea Basarabiei la URSS. Această comunicare a fost reflectată, de fapt, și demonstrată prin argumente caracterul agresiv al politicii URSS față de Basarabia până și după ocuparea acesteia în iunie 1940, contrar consimțământului și voinței statului suveran România. Concluzia acestui comunicat ar fi că toate acele documente trebuie considerate drept nule și neavenite ca un pact urzit dintre doi dintre cei mai odioși dictatori din acea vreme, Stalin și Hitler. Iar un alt participant la conferință, de asemenea descendent din Basarabia, Mihail Bruchis, de la Universitatea din Tel Aviv, Israel, a menționat în calitate de concluzie că acel pact nu este doar o înțelegere dintre Hitler și Stalin cu anturajul său, ci dintre Hitler și Stalin împreună cu conducerea sovietică de atunci. Menționăm că Mihail Bruchis, care a prezentat comunicarea Unire și Reunire, Anexiune și Reanexiune sau tripla anexiune a Basarabiei, are și o carte și a expus ideile și într-o carte care este în curs de apariție la editura din Republica noastră. Au mai prezentat de asemenea comunicări doamna dr. Laura Whiteman de la Centrul de Cercetări Ruse de la Universitatea Harvard din Washington, domnul Pavel Pararska din Chișinău, domnul Paul Cernăuțeanu din București, România, domnul Dumitru Grama, comunicarea Ocuparea Basarabiei în 1940 ca urmare a dezmembrării statului Moldova, și Cornelia Bodea, membru corespondent al Academiei de Științe Române din București, anume comunicarea Basarabia, Bucovina și generația de la 1848. Iată, doamna Cornelia Bodea, în aceste momente, își încheie comunicarea sa. Sperăm că și noi vom reveni cu unele amănunte, poate, din această comunicare în buletinul de știri, în programul de actualități de la ora 17. Iar acum vă mai informăm că după această comunicare, în cadrul ședinței, se anunță o pauză, după care ședința în plen își va relua lucrările începând cu orele 15 și 30 de minute. Acestea am avut să vă le comunic, stimați prieteni, foarte pe scurt la această oră și acum dăm legătura din nou cu studioul pentru a continua programul de actualități. Provincii și să constituie regatul daco-român, un nou stat separat independent la formarea căruia îi invitat pe toți fraților din Moldova, din Bucovina, din Transilvania, din Basarabia.
față de un astfel de act de leznațiune. Demnitatea națională impunea înfruntarea, recriminarea la scară națională. Momentul devenise suveran suprem. El a reclamat ieșirea la bara istoriei a unui pledant pe măsură. Și acest pledant, acest avocat al cauzei naționale a fost găsit în pana, în scrisul, în inima și în sufletul lui Mihail Cogălnicianu. De aceea, dorințele Partidei Naționale în Moldova reprezintă nu numai Moldova, ci este catehismul întregului pașotism românesc, pentru că el a fost desemnat pe Comitetul Revoluționar Moldovean, care era în refugiu în Bucovina, de comun acord cu Comitetul Revoluționar de la București, și el a vorbit ca român în numele României ideale. Nu mai adaug nimic. Știți care a fost programul anului 48? Știți care a fost cheia de boltă pe care a cerut-o? Și știți care a fost atitudinea lui de adevărat avocat cu dar profetic, care a știut să combată punct cu punct, istorie cu istorie, așa cum spune el, cu fapte și date trase din nepărtinitoarea noastră istorie. Ce a urmat, știm cu toții. Revoluția a fost înăbușită, nu însă și idealul național. Capitulare în acest sens n-a fost și nici nu putea fi. A fost numai o frână pusă temporar pe drumul drept care trebuia să ajungă în 1918. Mulțumesc! Mulțumesc doamnei Cornelia Bodea și acum vă rog să aveți răbdare încă un pic. Îi ofer cuvântul din programul suplimentar domnului dr. Mihai Iacobescu, senator în Parlamentul României, care va prezenta comunicarea cum s-a născut pactul Molotov-Ribbentrop. Domnilor și doamnelor, după declarația pe care a făcut-o Parlamentul României ieri, după intervențiile care au fost, vă rog să îngăduiți să rezum în câteva minute unele idei majore care explică contextul istoric în care s-a născut pactul Ribbentrop-Molotov, pentru că, așa cum am observat și până la această dată, suntem de fapt aici pentru a supune unui tribunal al celor care slujesc zeița Clio câteva din faptele istorice reprobabile care au generat acest pact cu toate consecințele sale. Rezumând din comunicarea mea, pentru că ea va fi lăsată comisiei spre publicare, aș vrea să vă rețin atenția cu câteva idei într-un timp extrem de limitat. Rusia sovietică, ieșită ca țară socialistă în condițiile calamității istorice de la sfârșitul Primului Război Mondial, a promovat o politică externă care în aparență avea două sensuri contrare, dar prin care de fapt urmărea revitalizarea Imperiului într-o formă nouă și redevenirea ei ca mare putere. Prima, Partidul Comunist al Uniunii Sovietice s-a străduit și în bună parte a reușit vremelnic să dirigeze și să ajute întreaga mișcare comunistă, socialistă și muncitorească, precum și lupta de eliberare națională.